Popescu, președintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reținut pentru spălare de bani, înșelăciune, fals și uz de fals. Lider sindical de aproape 20 de ani, afaceristul este bănuit că ar fi împrumutat clubul cu peste 2 milioane de lei, bani pe care apoi i-a recuperat, doar că ar fi uitat să tracă operațiunea financiară și în contabilitate. Sediul echipei de fotbal a fost percheziționat în această după-amiază, iar procurorii au ridicat mai multe documente și două calculatoare.